La sfârșit de moment sufletesc în felul acesta, vă rețin doar pentru două minute și după aceea avem o provocare pentru fiecare dintre dumneavoastră să cântăm o ce veste minunată cu toții. Noi ne-am făcut partia, v-am colindat, în sensul că am cântat cântări spre slava lui Dumnezeu, dar vreau să cântăm și împreună. Dar înainte de a vă spune ceva care cred că este foarte important, și vă rog să ascultați cu atenție, pentru că este bazat pe o poveste și o întâmplare reală. În ziua în care s-a născut Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe vremea aceea era împărat în Iudeea Irod cel Mare, cunoscut și simplu ca Irod sau Irod I. Omul acesta avea în momentul respectiv 73 de ani. Era la sfârșitul unei cariere înfloritoare, pentru că a construit destul de multe clădiri și una dintre ele care a fost bine cunoscută a fost templul de la Ierusalim, al doilea templu de la Ierusalim, numit chiar după numele lui, templul lui Irod. Ca și guvernator, omul acesta avea 40 de ani cel puțin de experiență cu iudeii și știa să se descurce în multe situații în privința lor. Avea 10 soții și mai mulți copii. Însă omul acesta a avut o problemă foarte, foarte mare. Știți care era aceea? Era foarte legat de cariera sa. Chiar în perioada nașterii Domnului Iisus Hristos, el și-a ucis 3 băieți. Pentru că i-a bănuit că atentează la tronul și funcția pe care el o deținea. Era foarte legat de această postură publică. Ce vreau să vă spun este că acest om a avut parte la un moment dat de o surpriză neașteptată. Niște oameni de departe i-au făcut o vizită. Oamenii aceștia erau niște înțelepți ai vremii, oameni în calitate de preoți. Ei se ocupau și cu astrologia și esoterismul. Au văzut că spre Iudeea a apărut o stea mai deosebită decât altele și ce au înțeles ei este că în Iudeea s-a născut un împărat. Așa că au venit sute de kilometri și s-au dus la Irod și l-au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Irod a fost șocat de această întrebare. Nu i-a venit să creadă ce aude, pentru că nu era alt împărat. El era împăratul. De aceea să nu ne mirăm faptul că Irod a omorât pruncii sub 2 ani din tot Betleemul, pentru că nu vroia ca cineva să ia locul lui. Ceea ce vreau să vă spun este că, din pricina acestei funcții a lui, el a pierdut o ocazie unică în viața aceasta, să-L cunoască pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și concluzia în dreptul acestui om a fost următoarea: și-a iubit funcțiile mai mult decât L-a iubit pe Dumnezeu. Aș vrea să vă uitați în jurul nostru, pentru că vedem foarte multe lumini. Și luminile acestea reprezintă felul în care știm noi oamenii să ne împodobim și să ne facem sărbătoarea. Dar vreau să vă pun o întrebare în această seară. Știi ce își dorește Dumnezeu cel mai mult de la tine? Dumnezeu își dorește cel mai mult inima ta și scopul vieții tale. Ceea ce îți spun acum nu este poezie. Este o realitate. Ce rost are că Iisus a născut într-o iestle și a făcut voia lui Dumnezeu, dacă tu personal nu-L cunoști pe Dumnezeu? El vrea ca tu să trăiești pe acest pământ, făcând doar voia Lui. Și vreau să-ți răspund la o întrebare care o pui sau nu pui. Ce trebuie să faci în privința aceasta? 4 lucruri. 1. Să-L cauți pe Dumnezeu cu o inimă sinceră, din toată inima ta. 2. Să-i mărturisești în mod privat și personal toate păcatele tale. Să știi că te aude. El te iartă. Iisus de aceea a venit, ca să plătească, să moară pentru toate păcatele tale. 3. Să te întorci de la păcate cerând ajutorul lui Dumnezeu pentru schimbarea ta. Nu poți fără ajutorul lui Dumnezeu să te schimbi. Nu poți să te naști din nou fără ca El să te ajute în privința aceasta. Și 4. Trăiește pentru Dumnezeu cu toată ființa ta.
pentru că viața nu are sens și nici veșnicia nu are sens fără Dumnezeu. Trăiește pentru Dumnezeu cu toată ființa ta. Cuvântul lui Dumnezeu așa spune, în Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Vezi? Nu-i vorba despre a fi mai bun, ci vorba de a fi copilul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare. Și acum, la sfârșit, vă provoc și vă provocăm pe toți să cântăm în cor, într-un cor unit, O ce veste minunată. Haideți să cântăm cu toții.